Ei, salut, prieteni! Eu sunt gropărul Șaibă, din cimitirul morții mătii. De data aceasta, ia uitați-o, zombie, ce vrei, măi, mortule? De data aceasta, trebuie să ghicim pe decedata Costela. Costela! Fata fițelor care dansa pe la Wowbiz, cea mai tare dansatoare, cea mai frumoasă, Costela. Suntem la mormântul 1 și dacă credeți că este în mormântul 1 Costela, scrieți în comentarii heroină te-a băgat în cimitir. Adică heroina a băgat persoana în cimitir. Da, dacă credeți că este în mormântul 1, scrieți în comentarii și eu vin puțin mai târziu cu videoul care dezgropăm morții să vedem cine a ghicit dintre voi mormântul. Este la fel ca cutia lui Tete. Mormântul. Marmântul? Nu e bine scris, bă. Hai să vedem aici. Mitică, te-ai făcut electrician. Asta ți-a trebuit. Asta ai primit. Asta s-a curentat. Dacă credeți că e în doi, scrieți în comentarii. Hai să vedem marmântul 3. Dacă credeți că e în marmântul 3, scrieți în comentarii. Ești mort, du-te dracului. Frate, ce mesaje de adios. Asta e mormântul 4. Dacă credeți că e mormântul 4, scrieți în comentarii. Hai să vedem. Aici odihnesc cei doi frați, Mihai Eminescu și Claus Iohannis. Păi ce frați sunt ăștia, bă, că nu sunt frați. Mormântul 5. Ia să vedem. Ai mâncat până ai păgnit. Dacă credeți în care credeți că se află Costela, scrieți mormântul în comentarii, iar un pic mai târziu am să fiu cu dezgroparea mormântului. S-o găsim pe Costela. V-am pupat și vă așteaptă Șaibă aici.